Pe lângă acțiunile de zi cu zi, polițiștii din Curtea de Argeș au o nouă sarcină. Aceștia trebuie să rezolve conflictele apărute între transportatorii de persoane, pentru că mai nou aceștia au început să se reclame între ei. Avem probleme, recunosc că avem probleme în CF. Deci toți transportatorii se reclamă între ei. Luăm măsuri împotriva tuturor. Toți sunt sancționați, au sancțiuni contravenționale, aproape toți au și dosare penale. Vom continua, chiar vom intensifica aceste acțiuni pe linia transportului public de persoane, până când sunt convins că vom reuși să punem ordine în acest domeniu. Principalele nereguli depistate de polițiști, printre firmele care asigură transport de călători în zona Curtea de Argeș, vizează lipsa licențelor sau transportul mai multor călători decât locurile prevăzute în autovehicul. Ne confruntăm cu transportatori care fac transport public de persoane fără licențe, în regim de închiriere, fără a avea facturile și chitanțele aferente, număr de persoane peste numărul de locuri, proprietari de turisme care fac taximetrie ilegală. Cam astea sunt principalele moduri de operare, să zic așa. Acum, polițiștii din Curtea de Argeș spun că sunt hotărâți să rezolve cât mai curând problema transportului de persoane și, în mod special, vor să elimine transportatorii pirați.